de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bună dimineața, știri din neamț, știri din neamț și mesagerul de neamț în direct, cafeaua de dimineață. Trebuie să recunoaștem că astăzi în cantități mai mari ca de obicei, că să facem și noi multă treabă în perioada asta. Ne dau autoritățile treabă. Ziua de ieri a fost o zi extrem de aglomerată pentru toată lumea. A fost o zi cu multe noutăți. Dacă doriți o scurtă recapitulare, faptul că la un moment dat ieri am aflat lucruri foarte, foarte importante cu privire la Căminul de Bătrân de la Rosnov, unde se pare că lucrurile continuă să meargă într-o pantă descendentă și unde se vorbește inclusiv despre dosare penale. Dar vom trăi și vom vedea. Efectiv, evenimentul zilei de ieri l-a reprezentat, nu-i niciun fel de problemă, suntem în direct, se mai aud, se mai pornește, un device, pe aici, pe acolo, se mai întâmplă. Deci, evenimentul de ieri a fost dat de ordinul prefectului, prin care a fost revocat din funcție primarul municipiului Roman, domnul Lucian Micu. Trebuie să recunoaștem că ordinul prefectului și modul și urmările pe care le are acesta au făcut să apară o mulțime de discuții și, ca de obicei în neamț, teorii ale conspirației. Practic, ieri, în conferința aceea de presă, prefectul nu a amintit nicio secundă despre imposibilitatea lui Lucian Micu de a candida. El a spus doar atât și în ordin, și ordinul este în sensul acesta dat, că autoritatea electorală permanentă, nu mai vorbim aici de decizia în alte curți de casație și justiție, a stabilit că există o categorie de cetățeni care nu pot ocupa funcții eligibile, oficiale, dacă sunt condamnați, mă rog, s-a constatat incompatibilitatea sau conflictul de interese. Asta nu înseamnă că Lucian Micu nu poate candida. Multă lume a înțeles asta, că ordinul prefectului îi interzice să candideze. Nu, nu are legătură una cu alta. Asta ca să lămurim o problemă. Pe de altă parte, faptul că domnul Micu are o problemă acum, că nu va fi primar pe funcție probabil în timpul campaniei, este o altă discuție. După cum o cu tot o altă discuție este faptul că probabil prefectului Lazăr îi se va reproșa faptul că din fosta lui calitate de șef în Partidul Național Liberal, din echipa de conducere a Partidului Național Liberal, a emis acest ordin. Vom vedea cum vor merge lucrurile. Ca să nu plecăm din Roman deocamdată, să mai spunem că tot într-o emisiune ieri în direct aici la știri din neamț, mesagerul de neamț, am aflat o veste. Că deocamdată, cel puțin în privința investițiilor, municipiul Roman nu mai părăsește apa Servului și va face parte din programul viitor de valoare de peste 200 de milioane de euro, 205 milioane de euro. Deci va face parte din acel program. Romanului alocându-i se suma de 17 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii de apă și canal, cea veche din oraș, în cea mai mare parte. Astea sunt, să spunem așa, noutățile zilei de ieri. Da, e cazul să plecăm totuși de la Roman acum și să mergem într-o altă zonă a județului. O zonă despre care s-a spus foarte mult timp că a fost privilegiată în ultimii 4 ani.
Nu știm dacă a fost sau nu privilegiată, dar în mod sigur cei care sunt acolo au știut să beneficieze de aproape fiecare oportunitate pentru a rezolva problemele orașului și ale zonei foarte apropiate de oraș. Până acum vorbeam tot timpul cu primari, cu oameni care au răspunderea directă asupra problemelor unei urbe, a unei localități. De data aceasta am ales să vorbim cu un om care stă în apropierea primarului, care este alături de el și care, hai să-i spunem, că reprezintă de cele mai multe ori, sau ar trebui să reprezinte, o curea de legătură între primar, consilier și comunitate. La Târgu Neamț, rolul acesta, sau unul din rolurile acestea, că sunt mai mulți care au acest rol, îl are viceprimarul Vasilea Popui. Bună dimineața, bine ați venit la noi în emisiune. Bună dimineața, domnule Bălănescu, și scuze pentru micul inconvenient. Dar nu e eu nicio problemă. Eu sunt obișnuit să beau cafea dimineața virtual cu dumneavoastră. Și vă uitați la emisiune și ați încercat să faceți același lucru. Același lucru, instinctul, probabil. Nicio problemă, stați liniștit. Mă bucur că am ocazia să servim cafeluța de dimineață real, să zic, și nu virtual. Într-adevăr, zona Târgu Neamț este o zonă, cum a spus dumneavoastră, binecuvântată. Am spus că unii au spus că e privilegiată. Este o zonă privilegiată pentru că și dintotdeauna a fost privilegiată datorită locuitorilor acestui oraș și a tot ceea ce ne înconjoară. Știți foarte bine că Salba de Mănăstiri, renumită a Moldovei, este acolo în apropierea noastră. Avem Cetatea Neamțului, avem Casa Creangă și multe, multe altele. Din punctul ăsta de vedere pot spune că este într-adevăr zonă privilegiată. Dacă facem referire la privilegiul despre care discutați dumneavoastră, este și din acest punct de vedere o zonă privilegiată, cel puțin de 8 ani coace, de când am reușit să spunem noi, echipa lui Daniel Harpa, să preluăm frâiile acestui oraș. Bun, haideți să discutăm un pic, nu neapărat să mai vorbim acum, domne, s-a făcut aia. Haideți să vedem cum s-a făcut. Suntem într-o perioadă în care toată lumea vine și se bate cu pumnul în piept și spune, domne, am făcut și vom face, va curge apă, miere, lapte, nu mai știu ce, și totul va fi foarte frumos. Eu mi-aduc aminte că acum 8 ani, am privilegiul ăsta pentru că pot urmări în timp ce se întâmplă, situația nu era chiar atât de roză la Târgu Neamț, cel puțin din punct de vedere financiar, ca să nu mai merg și în alte direcții. Deci, corect. Gradul de îndatorare era destul de mare, ca să nu spun foarte mare, rivaliza cu Piatra Neamț, nu? Parcă așa era undeva la 67%. Deci, practic, nu se mai puteau lua împrumuturi. Exact. Și cum a fost? Cum s-a construit cărămidă cu cărămidă și mai ales cum ați acționat? Dacă ați acționat ca o echipă sau există o autoritate supremă și echipa execută? Da. În primul și în primul rând, 2012 a însemnat o schimbare în viața atât a mea cât și a echipei de atunci. Daniel Harpa, venit dintr-un sistem care nu avea nimic de a face cu politica, eu la fel, venit dintr-un sistem privat, habar n-aveam ce înseamnă administrație publică sau mai mult decât atât jocurile astea politice. Noi am venit cu un singur gând și un singur scop, să ne implicăm în viața comunității pentru a schimba ceva. Ne-am dat seama că dacă nu facem acest lucru și comentăm de pe margine, nimic nu se va schimba. Nu doar pentru noi personal, ci pentru întreaga generație, să zic, atunci. Aveam în jur de 40 de ani. Mulțumim la fel. Era cu totul altfel. Altfel vedeați lucrurile. Altfel vedeam lucrurile din afară. Și vă spun sincer că atunci am avut ocazia să mă cunosc cu Dan în sensul să devenim prieteni, pentru că așa ne cunoșteam, dar nu. Acea campanie ne-a alăturat
din toate punctele de vedere, pentru că am reușit să-l cunosc pe Daniel Harpa ca om și probabil că de asta am și rămas această echipă, pentru că ne leagă o prietenie și nu este nimic comercial sau interese care să... Întotdeauna când primează prietenia și relațiile astea sincere... Se poate face și treabă. Se poate face și treabă. Mai mult decât atât, într-adevăr, cu greu, pornind, așa cum spuneam, niciunul dintre noi nu știa ce e administrație, dar venind din niște sisteme unde clar trebuia să faci performanță pentru a rezista, am început ușor, ușor și aici e marele merit al lui că și-a construit o echipă puternică, stabilă, care, așa cum spuneați dumneavoastră, poate că de multe ori nu se vede sau lumea nu o percepe, dar e tot timpul acolo, lângă el și în spatele lui. Și în ziua de astăzi, după 8 ani de zile, marea majoritate sunt și merg în continuare cu Dan Harpa. Stați o secundă să vă întreb ceva, că mi-am să aminte acum. Daniel Harpa candidează pentru primăria orașului Târgu Neamț, pentru că sunt personaje care lansează tot timpul ideea, domne, vedeți că noi vom fi, pentru că domnul Harpa nu mai candidează la primăria orașului Târgu Neamț. Da. Vedeți, în ce știți dumneavoastră, dacă nu-l sunăm să-l întrebăm direct. Nu, eu zic să lăsăm să-și liniștească. Nu, Daniel Harpa candidează din partea Partidului Social Democrat la primăria orașului Târgu Neamț. Așa cum spuneam, noi am venit cu văzând lucrurile altfel. Nu mai suntem adepții acelei politici, să zic eu, cu tam-tam, cu lansări, cu, nu știu, cu... Acum, cu spectacole. Cetățeanul poate decide dacă e un lucru bun sau nu. Poate că de multe ori așa era, sau așa am fost învățați, cu trâmbițe, cu surlite, cu toată lumea, covorul roșu și să anunțăm. Nu, Daniel Harpa candidează la primăria orașului Târgu Neamț. Sunt proiecte care trebuie continuate. Vă pot spune că a fost și este o muncă fantastică în spatele acestor proiecte, pentru că nu este ușor, așa cum spuneați, în 2012, plecând de la o datorie de 67% grad de îndatorare a orașului, vă dați seama că nici nu se punea vorba de investiții. Abia reușeam să acoperim ratele către bănci. Aveam, dacă nu mă înșel, și cred că nu mă înșel, la acea vreme, peste, în afara acestor rate credite, peste 8 milioane credite și datorii la furnizori, arierate. Da, și au fost o întreagă tevatură atunci. Era o nebunie, lumea probabil uită, cu Elba Timișoara, cu Electronul Spiaf. O firmă de prin Suceava, dacă nu mă înșel, cu Pavele. Erau foarte multe rămase pe care trebuiau neapărat și care lucruri s-au reglat în timp. Pentru că 2012, să o luăm așa, a fost iunie-decembrie. Da, noi atunci nu știu, cred că am avut undeva vreo 17 ședințe de Consiliu. Abia am învățat cu ce mecanismul, se mănâncă. Mecanismul, da. Cum era, da. Abia 2013 am semnat anul în care am început ușor-ușor să punem lucrurile, din punctul nostru de vedere, să meargă cam cum gândeam noi. Eu consider că 2014 a fost anul cel mai bun din punct de vedere administrativ. Atunci am reușit de la un grad de 65% să scădem undeva la 30%. Și atunci s-au pornit și cele mai multe investiții și proiecte. Reușisem după mai bine de 2 ani, jumătate, 3 ani, redeschiderea Casei Culturii. La Târgu Neamț a fost un colaps total din punct de vedere cultural. Și acum Casa Culturii este un reper în oraș. Este. Păcat că acum nu poate fi folosit acum în perioada asta. Acum așa sunt vremurile. Dar este un reper, da, și
poți să vezi până și o piesă de teatru în condiții decente. Asta vreau să vă spun, că am ajuns în 2014 să avem peste 30 de evenimente, să spun, cu peste 1200 de participanți. Actori de teatru, muzicanți, tot felul de... Un lucru pe care Târgu Neamț nu-l mai avusese de perioadă bună de timp. Și eu sunt convins că cetățeanul are nevoie și absolut de tot ce înseamnă investiții și canal și apă, și dar are nevoie și pentru suflet și pentru... Da, este clar că ai nevoie de așa ceva și s-a văzut, pentru că erau evenimente județene și chiar evenimente regionale, se făținau acolo pentru că aveai condiții să le ții. În altă parte, nu vorbim de Casa de Cultură de la Piatra Neamț, că aici este întreagă poveste. Noi am plecat pe ideea din 2012 încă de a schimba, nu știu dacă rețineți atunci și sigur rețineți că ați fost alături de campaniile politice din Târgu Neamț permanent, de a schimba acel oraș gri, acel oraș monoton. Și repet, în 2014 am reușit... o participare la Târgul de Turism al României cu acel stand cu cetatea și vă spun sincer că a fost, cred că, cel mai reușit stand din toți participanții de la acea dată. Lucru pe care poate atunci, la vremea respectivă, multă lume nu l-ar fi perceput, că ce vor trebui vouă mers cu cetatea la București, când noi avem atât. Margaritar, da. Ei, vă spun că din acel moment a început, de fapt, viziunea noastră, care este și acum, și de a promova, de a reuși să facem orașul cât mai vizibil, turistic vorbind, pentru că este șansa noastră și trebuie să beneficiem din plin de aturile pe care le avem în zonă, respectiv, cum vă spuneam, cetatea, Casa Creangă, Salba de Mănăstiri. Turiștii județului Neamț, care nu sunt puțini la număr și știți foarte bine, erau doar în tranzit în zona Târgu Neamț, venind dimineață, vizitând cetatea, Casa Creangă, urcându-se în mașină și... Eventual mai bea o bere sau o cafea pe o terasă pe acolo. Reușita echipei a fost că am reușit să coagulăm tot ce înseamnă agenții economici, pensiuni și producători în această asociație a Valea Ozanei și să promovăm orașul ca la momentul când stăm de vorbă turistul să vină să rămână câteva zile, chiar și câteva zile, exceptând anul ăsta 2020, care așa cu pandemia asta, eu mai în glumă, mai în serios spun colegilor mei și Gianinei și lui Dan că nici n-ar trebui să-l luăm în calcul la vârstă anul ăsta, că nu prea ne-am folosit de el, adică... Da, corect, corect. Da, deci ați încercat să creați un concept. Deci un concept de promovare al orașului. Și un pol din care se poate porni promovarea orașului și orice turist care vine și stă aduce bani pentru oraș, pentru cel care îl găzduiește. Este adevărat că ăsta este scopul până la urmă. În momentul în care nu ai alte aturi și, așa cum bine știți, din punct de vedere industrial, zona Târgu Neamț nu prea are ce... Are câteva excepții, dar da. Excepțiile acelea întăresc regula. Da, corect. Noi, ca autoritate publică, asta încercăm, să promovăm orașul și să atragem investitori. Cu ce facilități ne permite legea și putem oferi acelor investitori. Ca peste tot, e o problemă cu forța de muncă, cu mâna de lucru. Dar devine, zic eu, din ce în ce mai atractiv zona orașului Târgu Neamț. Și privilegiul tocmai de aici vine, pentru că acum, sincer, știu exact la ce făceați referire și, într-adevăr... Dar nu este echipa, un lucru rău. Echipa lui Dan Harpan n-a fost doar echipa de la nivelul orașului. Nu este totul să ți se creeze un cadru. Trebuie să știi să și profiți. Eu asta vreau să vă spun, pentru că un manager bun, mă îndoiesc să cred că, cu toate că nu mi-a plăcut niciodată și nu voi vorbi despre fostele conduceri, dar mă îndoiesc să cred că n-au avut prietenii care au existat oportunități. Oportunități, exact. Dar faptul că noi am reușit să
și să ne folosim de aceste oportunități și să atragem banii, fondurile, asta spune multe despre managementul pe care haideți, îl poți face. Haideți să vă întreb ceva. Noi tot vorbim de grad de îndatorare, vorbim despre economie. Haideți să o luăm altfel. 2014 sau 2012 sau 2016, când doriți dumneavoastră, care era situația la nivelul asistenței sanitare în Târgu Neamț și care este acum situația? Care era la nivelul școlilor și care este acum? Pentru că eu mi-aduc aminte că exact în perioada aceea, 2012, se punea problema, există sau nu va exista spital la Târgu Neamț. Aici trebuie să facem o precizare că un lucru bun făcut de fosta administrație, care a rezistat atunci și nu s-a desfințat spitalul la Târgu Neamț. Exact, da, da. Dar situația financiară și dotarea era o problemă din câte știu eu. Era o mare problemă și mai mult decât atât, urma o etapă de evaluare și de acreditare a acestui spital după ce se închisese spitalul de la Bicaz, după ce, așa cum bine spuneți, din ce în ce mai multe surse dădeau ca 90% închis și spitalul de la Târgu Neamț. Într-adevăr, acolo a fost meritul tuturor și aici întreaga comunitate, atât din punct de vedere administrativ, primărie, consiliul local și toți ce însemna conducerea spitalului la acea vreme, s-au implicat și am reușit împreună să acredităm spitalul Târgu Neamț. Mai mult decât atât, să atragem fonduri pentru a face din spitalul Târgu Neamț ceea ce este astăzi. Vă spun cu mândrie că am fost și în, de exemplu, în secția de primiri urgențe Piatra Neamț, Roman, și veniți la Târgu Neamț, vă rog, să vă... De fapt, dumneavoastră știți, dar pentru telespectatori sau pentru cei care nu cunosc, într-adevăr, e schimbat total. Adică s-a ajuns la un nivel, hai să-i spunem, civilizat. Civilizat? Eu știu că mai sunt de făcut, dar, repet, așa cum spuneați, plecasem de la un grad de îndatorare de 65-67%, am ajuns în 2019 la un grad de îndatorare de, cred că undeva la 20%, după ce fusesem undeva la 6%, dar am făcut și noi un credit, și asta e vorba de ultimul credit acum în 2019, dar problema e alta. Am reușit să investim peste 9 milioane din bugetul propriu. Deci, în ideea că tot ce a însemnat școală, în toată această perioadă de 8 ani de zile, au suferit modificări. Beneficia de atenție, de fonduri, de investiții. Pentru că sănătatea și educația este, din punctul nostru de vedere, este principalul atu al unei societăți. Dacă nu investim în aceste două direcții, nu o să putem să ne dezvoltăm, asta e clar. Și acum, indiferent cât de buni sau cât de răi vor fi adversarii politice în campanie, noștri, în campanie, nu poți să nu vezi ce s-a schimbat din acest punct măcar de vedere, pentru că sunt multe lucrări care nu se văd. Infrastructura subterană, canalizare și apă unde iarăși este o grămadă de discuție, pentru că la momentul 2012 orașul Târgu Neamț, eu spuneam atunci comuna cu blocuri, avea undeva puțin peste 60% rețea canalizare. Acum avem aproape 97%. Din punctul ăsta de vedere aveți un mare avantaj față de alte zone. Acum se poate lucra la suprafață, practic. Și mai avem nu știu, repet, probabil că am avut și, să zic, curajul ăsta nebun de a începe canalizări în niște zone care de ani de zile se spunea că nu se poate. De exemplu, Humulești Noi sau Blebea sau Pometea, unde toată lumea spunea nu poți aduce canalizarea peste deal. Într-adevăr, s-au făcut cu stații de pompare, dar sunt realizate rețea de canalizare în toate aceste zone, cred că mai bine de 15 km, cu, dacă nu mă înșel, vreo 9 sau 10 stații de pompare. Investiții mari, dar pe care le-am realizat și pe care la început lumea reticentă n-ar fi crezut sau că se pot realiza. Pentru că ani de zile s-au spus că nu se poate. S-a zis că nu se poate.
La fel de adevărat este că toate aceste zone, repet, cu investiții subterane care nu se văd și omul uită, repede, că așa e, urmează o nouă etapă de modernizare și reabilitare a străzilor. Aici mai avem încă de lucru, dar eu zic că suntem la fel pe drumul cel bun, adică mai avem undeva, să zic, vreo 60 de străzi, cred că-s vreo 20 de kilometri de asfalt vorbim. Creditul acesta pe care l-ați luat acum pentru ce este? Pentru așa ceva, din câte știu. Și pentru așa ceva și pentru zona de parcări și pentru unele investiții privind parcul de... acel denumit parc care tot s-a încercat fel și fel de asocieri și fel și fel de programe, proiecte, programe. Bun, acum noi tot am discutat în emisiunile trecute cu primarul în funcție. El spunea la un moment dat că este nemulțumit de ritmul din parc. Cum merg lucrurile acum? Acum trebuie să recunoaștem că, într-adevăr, și domnul primar avea dreptate. Da, aici nu mai depinde de noi. Odată câștigat o licitație, constructorul nu poți decât să stai după călare pe el, să stai pe el acolo. Da, să stai pe el. Mai e ok. Sunt fel și fel de motive, atât obiective cât și subiective. Cert este că Dan Harpa urăște rutina și tărăgăneala. Deci, din punctul ăsta de vedere, la el ori mergi și faci, ori... E un lucru bun, până la urmă. Nu e rău. Cu toate că nu totdeauna pot merge lucrurile în ritmul pe care îl... Deci, în principiu, se lucrează acum. Acum se lucrează. Am avut și avut personal nenumărate întâlniri. În ultima perioadă stă mai mult pe teren cu lângă constructor, pentru că, repet, nu e vorba și nu trebuie perceput. Poate de asta și-a apărut zvonul că nu știu, mai candidează sau nu, pentru că e vorba de finaliza niște proiecte începute. Proiecte în spatele cărora o echipă întreagă a lucrat multe ore peste program și nu e ușor să reușești să aduci și aceste finanțări. Indiferent câte relații sau ce prieteni ai, așa cum bine spuneați, oportunități au existat întotdeauna. Dar dacă nu reușești să folosești aceste oportunități, atunci ai o problemă. Ca management vorbesc, ca persoană care conduci. Referitor la ritmul ăsta pe care îl impune primarul, un ritm cu care noi ne-am obișnuit, noi fiind echipa, atât... Nu obițin câțiva oameni din echipă. În afară de dumneavoastră. E Gianina Fedeleș, administratorul public al orașului, fost consilier al domnului primar. Am reușit și am închegat în primărie o echipă, adică un lucru care eu cu care mă pot mândri este faptul că colegii noștri din primărie vin la serviciu cu zâmbetul pe buze. Nu mai există acea, nu știu, frică de șef, de... E un mare lucru să fii un lider și să fii un șef. Adică... Să fii și șef, să fii și lider. Știți cum e? Șeful zice, du-te, fă-mi aia, du-te, adu aia, du-te... Lider ar trebui să... Și așa e și normal, să zice, hai să facem aia, hai să rezolvăm problema asta. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie și nu poate un bun manager să se ocupe de toate. Trebuie împărțită treaba, să spun așa, iar din punctul ăsta de vedere asta facem. Atribuțiunile sunt clare. Am reușit să facem acel birou de proiecte europene și rezultatele se văd acum, ce-i drept, dar toate aceste proiecte sunt pornite undeva tot așa 2014 și acum sunt unele în decurs de implementare, unele în decurs de aprobare, altele deja implementate, dar, repet, lucrurile astea Târgu Neamț nu știa de ele. Mă uitam la acea vreme, 2012, și citeam că Piatra Neamț era, cred că, printre primele pe țară ca atragere de fonduri europene, orașe. Și gândeam cum Dumnezeu pot oamenii ăia, iar noi nu. Da.
Spuneți-mi un pic cum funcționează lucrurile în Consiliul Local la Târgu Neamț. Pentru că ați avut norocul să aveți un Consiliu Local cu majoritate, da? Da. Dar cum funcționează opoziția? S-au opus vreodată la lucruri de substanță pentru oraș? Adică există colaborare, există discuții sau nu? Da, există clar colaborare și discuții. Și aici am să dau din casă câteva aspecte, să zic așa. Adică în ceea ce privește consilierii locale ai Partidului Social Democrat, întotdeauna când a fost vorba de proiecte importante, din punctul meu de vedere toate sunt proiecte importante pentru comunitate, am avut discuții și cred că asta o face orice lider politic și orice partid. Am avut discuții înainte de acea ședință, dar discuții, cum să vă zic, nu venind cu dosarul pe masă, spunând ăsta e proiectul și voi votați-l. Discuții pro și contra. Nu de puține ori s-a întâmplat ca proiecte propuse de mine sau de către domnul primar să fie retrase de pe ordinea de zi, în urma acestor discuții. Iarăși un atu al primarului Daniel Harpa este faptul că a gestionat foarte bine relația asta și mie mi se pare așa trebuie să facă un adevărat primar. În momentele când discuți proiecte și cu adversarii politici, nu trebuie să mai ai culoare politică. Adică să-i faci pe cei de lângă tine să înțeleagă că interesul e al comunității și nu al unui partid. Din punctul ăsta de vedere, a gestionat foarte bine situația. Mai are, cred eu, din, să zic așa, defect profesional, întotdeauna apreciază sau, nu știu, instinctul îl conduce de cel mai multe ori, cu toate că mie câteodată, sincer vă spun, mi s-a părut greșit, dar instinctul lui, să zic, a funcționat. Ăsta cred că e defect profesional la el, care duce spre lucruri bune. La fel de mine aș putea, ca să nu creadă lumea că fac acum un laudatio, vorbesc despre Dan Harpa ca om, pentru că, repet, mie prieten mai mult decât primar. Primar e acolo în primărie și pentru cetățean e 24 de ori din 24. Pentru mine e cât e programul. Dar ca om, repet, asta nu poți să nu faci echipă cu omul ăsta. Mai are și momente, de exemplu, este o fire sensibilă, câteodată chiar supărăcios dacă uitați, apar... Sunteți întrebați, dacă tot vorbim despre oameni, acum să vorbim de oamenii din Târgu Neamț. Oamenii sunt mulțumiți sau nemulțumiți de pe urma activității din ultimii 8 ani? Da. Bună întrebare. Ideea este în felul următor. După 2013-2014 am avut privilegiu și ocazia să fiu director de campanie la câteva campanii pentru ceea ce reprezintă și reprezintă PSD-ul în zona Târgu Neamț. Normal că oamenii, eu personal și sunt convins că asta e realitatea, în momentul când toată lumea este mulțumită, am o problemă, o mare problemă. Nu pot fi toți mulțumiți, asta e clar. Suntem conștienți că mai sunt lucruri de făcut, dar, repet, doar să fii rău intenționat sau răutăcios, să nu recunoști meritele cuiva care, într-adevăr, a făcut ceva pentru Târgu Neamț. Urmează acum și de astăzi, de mâine, miercuri, va intra în lucru strada Batalion, pentru că marea problemă a cetățenilor este această asfaltare. Deci toată lumea își dorește asfalt, exact, în primul rând. Dar, repet, toate zonele astea nu aveau niciun fel de infrastructură. Repet, mâine intră în asfaltare strada Batalion, urmând ca... E o stradă celebră în Târgu Neamț, haideți să vă spun. O stradă celebră pe este care... stradă celebră în Târgu Neamț, pentru că acolo stau mai multe personaje care tot timpul spun, domne, da strada mea, da. Că eu sunt important.
Da, nu, știți care e treaba? E strada fostului primar. Nu numai multă, a multă lume, probabil, adică probabil, eu vă spun Radio Șanțu din Târgu Neamț că nu se asfaltează, că nu e adevărat. Strada aia trebuiau făcute anumite investiții, așa cum spuneam, de canalizare, de schimbarea unei magistrale de apă care în zona aia e cu probleme. Rețeaua de apă din Târgu Neamț are peste 40 de ani, mai e în unele locuri, în mare parte a fost schimbată. Și, dar lucrările astea vor începe. Săptămâna viitoare vor începe pe strada Garafelor, iarăși o stradă cu foarte, foarte multe nemulțumiri. Dar, repet, 2016, cred, am finalizat undeva sfârșitul 2016 ce înseamnă rețea de canalizare și apă. Pentru că dacă vrem să gestionăm banul public, ar fi ușor să mulțumești omul, să vin să asfaltezi strada și după 2 ani de zile încep să sparg, că nu am utilități. Și repet, toate aceste utilități, la momentul actual, sunt făcute. Vor urma și aceste lucrări de asfaltare și modernizare. De fapt, reabilitare sunt peste 27 de străzi. Lucrurile realizate sunt și se văd, doar că ori trebuie reamintite, ori... Mai trebuie spus ceva. În perioada dinainte de campanie, întotdeauna lucrurile se iperbolizează. În bine sau în rău. Asta e normal. Și atunci găsești un subiect care probabil că există și te legi de el. De exemplu, eu, dacă ar fi să vorbesc acum despre un lucru care cred că deranjează la Târgu Neamț și cred că deranjează pe toată lumea, de la primar până la ultimul locuitor, este acea problemă a cerșătoriei, care nu știu cum o să o rezolvați. Aici, într-adevăr, avem o mare problemă. Deci este agasant, deranjant, aproape peste tot apar. Eu țin minte, în parcarea de la cetate, era un copil mic, care acum 10 ani stătea și te ajuta să parchezi, te ajuta, cerea un ban. Acum este Dita mai Hândrălău și face exact același lucru. Deci face același lucru, măcar dacă l-ar angaja vreunul de acolo care se ocupă de parcare, să-l angajeze. Dar este același personaj. Da. Din păcate aici avem o mare problemă, dar noi facem tot ce e legal posibil pentru combaterea cerșetoriei la nivelul orașului Târgu Neamț. Cu ocazia asta aș face din nou un apel către cetățeni. Toți acești cetățeni de etnie romă, că astea sunt până la urmă mare majoritate care stau la cerșit, nu ar sta în aceste locuri dacă nu le-ar și da. Oamenii... Haideți să vă spun ceva, domnul viceprimar. E adevărat că oamenii le dau, dar să știți că sunt și agresivi mulți dintre ei. Absolut, da. Și atunci, ca să scape, oamenii mai în vârstă, ca să scape, când se duce la un magazin, are un leu pus deoparte pentru ăștia. Deja când pleacă de acasă, are un leu pus deoparte. Că e agresiv, vine la el, îl agresează. Aici este problema. Aici este o problemă, într-adevăr. Și v-am zis, noi am încercat tot felul de acțiuni. Inclusiv, nu vă ascund faptul că a fost o bună perioadă când le-am dus hrană caldă la vânători. Că peste 80% sunt... Să aibă ce mânca, să nu mai vină la... Să nu mai vină... Nu reușim în sensul că, legal, îi ducem la poliție, acum mai nou îi ridicăm de pe stradă și îi ducem direct la primăria vânători. Nu știu, disconfort probabil este din toate părțile, dar nu mai reușim să gestionăm în sensul că nu poți singur... Eu acum înțeleg și administrația. Ați avut la un moment dat niște bannere la intrarea în oraș, nu? Mâncel? Da. Care spunea acolo, vă rugăm, ceva cu cerșătoria, acțiune împotriva... Am avut nenumărate bannere pliante, am încercat să... Sunt proiecte care sunt în derulare pentru integrarea copiilor de cetățenie romă, dar, așa cum spuneam, e greu când lupți doar tu singur. Am avut invitați reprezentanți din guvern la ședințe comune cu primăria Vânători, cu primăria Târgu Neamț, reprezentanța minorităților. Să căutăm soluții, să căutăm... Vă spun că toată lumea
o privește și aici și electoral e o greșeală, pentru că toată lumea o privește pe acești cetățeni ca și cum n-ar mai putea face nimic. Nu e adevărat, se pot face lucruri și vă dau un singur exemplu. Un proiect de care multă lume în Târgu Neamț nu știe, care se desfășoară la Biblioteca orașului Târgu Neamț, felicit pe această cale pe doamna director, unde vin copii de cetățenie romă, etnie romă, da. Și la început am fost reticenți, că zic, bă, copiii ăștia nu știu. Singurul lucru care i-au atras acolo e calculatorul. Calculatorul, exact. Da. Au venit pentru nici calculator. Nu știau să-l deschidă. Se vedeți acum. Dar accesul lor la calculator s-a făcut cum? Prin niște etape. Adică doamna director personal, băi, mergem, ne învățăm să ne spălăm pe mâini, pe dinți, pe... Așa. Deschidem o carte, să vedem cum e. Să vedem cum pornim, ce înseamnă asta. Și acum sunt copii aia care au program ca la școală. Deci, ăsta este un exemplu că se pot face. Lucrurile se pot face. Direcția de asistență socială de la Târgu Neamț are nenumărate acțiuni. Mai mult decât atât, poate știți sau vă aduc la cunoștință, din ce în ce mai mulți beneficiari de ajutor social nu își mai iau banii dacă nu vin și prestează acele ore în folosul comunității. Ce-i drept, trebuie tot timpul împinși și supravegheați, dar măcar o fac. Adică nu mai e... Nu mai e aia pomană, cum ar exact. Veni. Adică, băi, e o pomană. Eu pot să vă spun și poate confirma Direcția de Asistență Socială, în momentul când am ajuns viceprimar, primul lucru pe care l-am făcut a fost să reevaluăm toate aceste dosare și vă spun că mai bine de jumătate din ele au fost tăiate ca ajutoare sociale, pentru că s-au organizat conform legii, nu discut, bursa locurilor de muncă, da? Refuz. O dată, de două ori. Acum ai destul odată. Atunci era de drept, da. Doi, ai acele ore de muncă în folosul comunității. Trebuie să ieși când e nevoie de tine să presezi. Cu pontaje făcute în teren de către mine sau de către domnul primar. Nu pontaje de alea făcute, să le semnăm din birou. N-a venit. A picat ajutorul. Și mai sunt. Sunt persoane, de altfel... Trebuie să recunosc că sunt persoane care ar putea beneficia de acest ajutor, dar nu vin. Sunt mulți cetățeni din orașul Târgu Neamț care nu vin să apeleze la acest ajutor, cu toate că ar avea și s-ar încadra, ar avea nevoie de el. Dar, într-adevăr, cu cerșătoria, așa cum spuneam, până nu ne vom mobiliza toți, și aici mă repet, singurul sau... cel mai mare ajutor poate veni din partea populației. Referire la acei violenți. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar totuși eu refuz să cred că simțul civic a dispărut la Târgu Neamț. Pentru că nu ei fac lucrurile astea pentru că li se permit. Da, exact. Și atunci nu ar trebui să aștept eu, cetățean, să vină poliția locală sau știu eu să intervină când văd că ăla trage de o bătrânică sau de... Da, haideți să revenim la aspecte mai plăcute. Deci, eu vă spun că Târgu Neamțu a evoluat, e clar că a evoluat. Ăsta este un aspect deranjant care, cum să spun, pentru un oraș turistic trebuie găsită până la urmă. O soluție, trebuie găsită. Nu-mi dau seama care. Integrarea este o soluție. Integrarea Absolut. Este o soluție. Dar pe de altă parte mi-aduc aminte de un proiect la Vânător Neamț, făcut cam pentru aceeași categorie, deci aceleași populație, o spălătorie, dacă țineți minte, o chestie unde se puteau spăla haine, se întâlneau, aveau și alte lucruri acolo. Am trecut să mă uit un pic ce s-a ales de respectivul proiect. Practic, cu toate eforturile, că aici au fost făcute eforturi de primăria Vânători, a dispărut, practic. S-a distrus totul acolo. Deci, e foarte ciudat atitudinea asta, pentru că probabil există niște lideri care aici încurajează, în loc să încurajeze integrarea, încurajează distanțarea, aici... pentru că ei au de câștigat.
liderile sportive. Da, ok. Aici sunt de acord cu noastră și problema asta am sesizat-o și noi. Din păcate, asistăm la o schimbare a generației de lideri în etnia aceasta și chiar o luptă pentru supremația. Da, deci aici acestor. Cred că este, da, o problemă. Este o problemă. Acolo trebuie acționat cumva, la pentru nivelul că, acela. Dacă 5, 6, 7 ani în urmă acel lider era omul cu care puteai discuta și care înțelegea aspectele, acum au venit lideri sau lideri care vor să se impună ca lideri, dar oameni care sunt cu anumite probleme. Certați cu legea, veniți din anumite medii și, într-adevăr, aici încet, eu cel puțin așa percep, că încearcă să formeze deja rețele organizate de cerșătorie, de... Da, chiar da, și de furturi. Că acum, sincer vorbind, nu e doar problema cerșătoriei. N-am avut o problemă și avem, vine toamna iarăși, o să avem iarăși această problemă cu furatul culturilor de pe câmp. Bine, asta cu... e problemă veche în zona. Da. Haideți să încheiem emisiunea spunându-ne un pic ce planuri are echipa pentru Târgu Neamț, dar înainte ne întreabă o doamnă care comentează de fiecare dată sau este atentă la ce se întâmplă pe zona Târgu Neamț. Concret, când va începe asfaltarea străzii Garoafelor? Parcă a spus că într-o săptămână. Deci mâine va începe batalion Garoafelor. Oricum, cetățenii de pe strada respectivă vor fi anunțați cu două zile înainte prin pliante. Eu cred că undeva de astăzi, într-o săptămână, începem lucrările și pe Garoafelor. Și mai urmează Popașapcă. Deci astea trei străzi deja... Sunt în prima fază. Deja s-a încheiat, licitația s-a câștigat, vor intra în linie dreaptă. Eu sper din tot sufletul ca până la sfârșitul lunii august, jumătatea lunii septembrie, să fie finalizate. Deci, ce își propune echipa de la Târgu Neamț, echipa lui Daniel Harpa, pentru perioada următoare? Acum sunt niște lucrări care sunt în desfășurare. Unele sunt aproape în fază finală, cum e Creșa, nu? Parcă așa știu. Da, urmează să finalizăm lucrările la Creșa. Mai avem, să zic așa, partea exterioară, împrejmuirea și curtea exterioară de finalizat. Ieri chiar am avut o întâlnire cu doamna director și am reușit... La fel, aceste lucrări subterane, care nu prea se văd, dar s-a făcut o nouă alimentare cu rețea de apă, cu instalare de hidranți, ca să ajungem la norme și standarde civilizate și europene, pentru că acolo, în zona NAR, nu existau și dacă, Doamne ferește, ar fi întâmplat un eveniment neplăcut, ar fi fost o problemă. Sperăm, adică noi vom finaliza lucrările, acum nu știu... cum se va desfășura, aici depinde aici de minister. Aici e vorba de altceva. De altceva, cum dacă va se vor redeschide sau nu, da, instituțiile școlare. Aici, din păcate, nu știm ce și cum să răspundem. Depinde mult de evoluția problemelor pe care le avem la nivel național și chiar mondial. Adică nu e vorba, nu mai depinde de noi. Dar ca linie generală de dezvoltare pe care o propuneți, care va fi pentru Târgu Neamț? Ca linie generală de dezvoltare, în primul și în primul rând, să ducem la bun sfârșit aceste proiecte începute. Repet, avem proiecte în derulare, investiții mari pentru nivelul orașului Târgu Neamț. De asemenea, avem proiecte care sunt depuse și care o parte din ele sunt aprobate, parte din ele sunt în stadiu final de evaluare, să zic. Și aici mă refer la acele locuințe sociale, 80 de apartamente, mă refer din nou la 40 de apartamente locuințe ANL, mă refer la acel bloc pentru specialiștii din spital, pentru cadre medicale. Așa cum bine știți, zona aceea de agrement este deja, se lucrează și mă bucură faptul că și aici am avut destule... Să zic așa, impedimente în faptul că am organizat de 3 ori, dacă nu mă înșel, acea licitație. Da, a întârziat foarte mult. A întârziat până s-a găsit un construct. Exact, exact. Sunt lucrări de anvergură, sunt proiecte europene, sunt nu te poți juca cu... Policlinica, din câte știu... Policlinica intră și... acum, sincer, la spitalul Târgu Neamț, așa cum spuneam în la începutul emisiunii, s-au făcut și pe bună dreptate, cred că cele mai mari investiții. Mai avem
și sper să putem să-l ducem la capăt și să finalizăm nou sediu al ambulanței, mai ales că am avut și un necaz acolo, știți, că câteva luni în urmă a luat foc și a ars acolo. Și vrem și să mutăm din zona primăriei ambulanța undeva în interiorul spitalului. În zona aceea, e logic pentru că există un disconfort, mai ales acum în ultima perioadă, că toată ziua circulă sirenele și cetățenii din zona respectivă. Nu e chiar un confort să auzi toată ziua sirena pe sub geam. Că... Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mă bucur că au fost mulți oameni care au stat și ne-au urmărit. E un semn că acolo nu a dispărut sensul civic. Eu așa sper, v-am spus. Lumea este extrem de interesată de ce se vorbește. Există și puține mijloacele de informare în masă, tot mai puține, din păcate. Și oamenii așteaptă să vadă ce se dorește să facă pentru viitor. Eu am avut surpriza mare să stau de vorbă cu oameni din Târgu Neamț care nu știau, de exemplu, că a început lucrarea pentru amfiteatru. Da. Deci, fiind aici, într-o zonă excentrică, puțin la marginea orașului, în zona stadionului, lumea se construiește ceva acolo despre ce este vorba. Deci, aici cred că mai este de lucrat ca lumea să înțeleagă ce se vrea acolo, ce punct de dezvoltare poate să fie pentru oraș și ce spațiu de recreere poate să fie chiar pentru locuitorii orașului. În primul rând pentru ei, nu numai pentru turiști. Aici, într-adevăr, vă dau dreptate, este succesul sau insuccesul unei administrații, din punctul meu de vedere, depinde cel mai mult de comunicare. Comunicarea cu cetățeanul. Și aici ar trebui să ieșim mai mult în... Oamenii să știe să... Nu știu, poate ar fi frumos să faceți chiar niște excursii virtuale pentru cetățeni, dacă acum tot se poartă virtualul, cu fapte reale. Uite ce frumos sună. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Probabil că... Plătiți drepturi de autor. Cele bune, o zi bună, dumneavoastră, mulțumesc celor din echipă, tuturor locuitorilor de la Târgu Neamț și tuturor celor care, ca de obicei, ne-au onorat cu prezența la emisiune. Ne scoatem pălăria și vă dorim o zi frumoasă tuturor. Sănătate și Doamne ajută!